Hei, pentru clipul de astăzi o să filmez în sfârșit bucolul pe care vi l-am promis de mult timp, după cum vedeți. Am țita mai teancul, nu cred că îmi cape tot în cadru, dar am țita mai teancul de cărți și probabil o să observați puțină diferență de calitate pentru că filmez cu camera mică, cea cu care se filmează vlogurile de obicei. Filmez cu camera mică pentru că domnul Christopher, adică ăsta, camera mare, are o mică problemă, nu știu exact ce, am tot citit, am văzut că e comună la această cameră. Apar niște dungi așa pe ecran și din câte am observat în ultimul clip se vedeau, nu foarte supărător, dar se vedeau și nu-mi place. Așa că o să încerc să-l tratez pe Christopher și până una alta o să filmez cu camera mică, chiar dacă nu e aceeași calitate. Clipul acesta o să se audă și un pic mai încet pentru că microfonul nu a putut să-l conectez la asta mică. Nu are niciun din alt microfon, așa că, da. O să încerc să vorbesc cât de tare pot, cu toate că nu vreau să trezesc toată casa. Era cât pe aici să nu filmez acest clip, pentru că am groază de lucruri de făcut. E toată camera vraiește. Efectiv, toate lucrurile sunt împrăștiate și cărțile și tot. Și abia m-am organizat să fac un pic de curat în colțul ăsta și să filmez clipul. Probabil săptămâna viitoare nu o să avem clip, dar după aia, după săptămâna aceasta, o să preiau, sper eu, chiar și cu două clipuri pe săptămână, ușor, ușor, dar o să revin la programul normal. Și vorbim despre cărți. Am încercat eu să le pun în ordine, dar nu chiar în perfect ordine și una dintre ele am uitat-o. Da. Prima carte nu este prima pe care am luat-o, deci n-am mai făcut un buchol de anul trecut. Deci de prin septembrie, octombrie, noiembrie, așa, maxim, nu, noiembrie cred că a fost ultimul book haul. Cartea asta am primit-o gratis de la Elefant când am făcut o comandă de nu știu câte cărți care spun de la aici. Cheaters Club, nu știu, am primit-o cadou, era gratis. E vorba despre un, cum zice aici, un parizian ușuratic și bogat care lucrează în publicitate și care cheltuiește cea mai mare parte din energie prin cluburi și baruri. Întreaga acțiune a romanului se petrece într-o singură noapte în acest club cu nume dubios, la care sunt invitate tot felul de celebrități ale lumii pariziene. Beții, seducții, uitări de sine, bla bla bla. Nu pot zic că mă atrage extraordinar acest subiect. E o carte subțire și cu scrisul foarte, foarte mare. Cred că se citește foarte repede, poate o să-i dau o șansă la un moment dat. Dar da, voiam să vă arăt. În urmă, ce am primit în... Nu, asta mi-a cumpărat-o în decembrie. Se cheamă Regine din Umbre, este la editura Corint și este despre amante și curtezane care au schimbat istoria. Nu știu că știți, este saga favoritelor. Da, cam despre același subiect este vorba. Nu știu că sunt aceleași amante și curtezane menționate în cartea aceea ca și în aceasta. Bănuiesc că nu. Bineînțeles, e cu pole la sfârșit, ceea ce îmi place foarte mult. Uite și pe Anne Boleyn. Dacă ați văzut Dinastia Tudorilor, bănuiesc că știți despre ce e vorba. Doamne, tot timpul când văd un portret de-a lui Henry al VIII-lea, sunt șocată cum e The Tudors, actorul, și cum arăta el de fapt. Saga Reginilor, tot de la Corint, am primit-o de la ei. În decembrie și v-am povestit despre ea în clipul cu ce am citit în ultimul timp. Mi-a plăcut foarte mult. O recomand special persoanelor pasionate de istorie care vor să afle câte ceva despre fiecare regină, mă rog, fiecare regină care este pomenită aici. Până tot de la Corint, în același pachet, am primit această carte. Eu mi-am ales-o, este Berlin, focurile din Tegel. Dacă știți, merg destul de des în Berlin pentru că acolo locuiește verișoara mea și îmi place la nebunie orașul. Și am văzut-o pe asta. Bine, este o carte de copii, de la Corin Junior. Și este foarte subțirică, cred că se citește imediat și am văzut că sunt mai multe volume, dar am fost curioasă să o iau să o citesc. Încă nu am început-o. Începusem să citesc primele pagini fix înainte să plec în ianuarie. Nu știu ce, am uitat să o iau cu mine și n-am continuat. Am citit primele câteva pagini. Este vorba despre, să vedem, Berlin, aprilie 1978, au trecut 3 ani de când un virus misterios a decimat toți adulții din oraș. Au mai rămas doar copiii, împărțiți acum în grupuri rivale care luptă pentru supraviețuire. Deci e o chestie fantastică, ceva cu virus, ceva...
Mi s-a părut interesant subiectul, să vedem, o să citesc pe aceasta, să vedem dacă o să-mi placă și o să le cumpăr și pe cineva, dacă e așa. În orice caz, eu vă las în descriere toate linkurile ca să puteți să citiți descrierea voi, ca lumea, pentru că dacă aș citi descrierea fiecarei cărți în parte, cred că ne-ar apuca revelionul. În același pachet mi-am primit 3 cărți. A fost aceasta, Jocul Coroanei, tot eu am ales-o, mi s-a părut interesant. Subiectul, această vica poate stârni zăpada și poate transforma cenușa în aur și Nicolae poate vedea prin pereți și poate face să apară poduri din senin. Ei sunt magi singuri din Rusia, iar țarul amenințat de Imperiul Otoman și de Kazahi are nevoie de un mag imperial puternic alături de ei. Și astfel inițiază Jocul Coroanei, un duel al abilităților magice. Nu știu de ce, dar ceva din această carte foarte puțin seamănă cu Regina Roșie din Grea, am citit pe spate, încă nu m-am apucat de ea, știu că a apărut și volumul 2 la noi. Pe urmă, Colivia Regelui, despre care v-am vorbit, este al treilea volum din seria Regina Roșie. Urmează să îl iau pe al patrulea, care momentan apărut în engleză, abia l-am îmbăcat o să apară în română. Da, v-am povestit despre această carte în ce am citit în ultimul timp. Mi-a plăcut și nu prea, față de celelalte două volume care mi-au plăcut la nebunie. Nu prea mi-a plăcut cum s-a sfârșit, așa că abia aștept să citesc volumul 4, care sper eu să se termine cu bine. O carte care am primit-o de la Nemira și încă nu am citit-o, în schimb a citit-o mami și mi-a zis că este cum să oprești timpul. Nu știu dacă ați văzut filmul cu The Age of Adelaide sau ceva în genul, cu, am uitat cum o cheamă, Blake Lively din Gossip Girl, blonda Serena, da. A jucat într-un film care nu știu ce naiba pățit să ia de nu mai îmbătrânea. A rămas la nu știu ce vârstă și nu mai îmbătrânea și treceau zeci de ani așa și ea rămânea la fel. Trebuia să își schimbe identitatea și așa mai departe și am înțeles de la mama că este același lucru și în această carte. Pe urmă, o carte pe care o vreau de atât de mult timp, deci de când m-am apucat să mă uit pe YouTube și am descoperit fetele din afară care vorbesc despre cărți și am văzut cartea asta la ele, deci am vrut-o neapărat, este Cinder de Melissa Mayer. Abia aștept să o citesc, deci chiar abia aștept să o citesc. Asta este primul volum apărut la noi, dar cred că deja toată lumea știe despre ce e vorba cu această carte. Zice aici, la 126 de ani după al 4-lea război mondial, oamenii și androizii aglomerează străzile zgomotoase ale noului Beijing. O molimă letală face ravagii dintre locuitori. Prin spațiu, un popor lunar nemilos pândește așteptând să acționeze. Nimeni nu știe că soarta pământului atârnă pe umerii unei singure fete. Tinder, o adolescentă de 16 ani, mecanic talentat, e cyborg. Să vedem ce e de capul ei, oricum coperta este superbă. Pe urmă, m-a apucat la un moment dat cheful de citit cărți romantice, așa că am luat-o pe aceasta de Giorgio Moyes, One pe aia. Înainte să te cunosc, ce lapsus am. Știu că autoarea scrie cărți romantice foarte, foarte bune. Am auzit o groază de păreri bune despre cărțile ei. Eu am cumpărat aici În căutarea unui destin. Încă n-am citit-o, dar sunt curioasă cum este. Mi s-a părut interesant subiectul. În Australia 1946, 650.000 se pleacă în Anglia pentru a-i întâlni pe bărbații cu care s-au căsătorit în timpul războiului. Dar în locul vasului de croazieră luxos la care se așteptau, se trezesc la bordul unui portavion alături de 1000 de bărbați. Pe punțile arse de soare, vechile iubiri și promisiunile trecute devin amintiri îndepărtate, iar tensiunea ajunge la limită pe măsură ce miresele și soților revin asupra hotărârilor luate. Iar pentru un alt mirese, devine curând clar că uneori călătorii este mai importantă decât destinația. S-a putut ceva interesant. Să vedem. Cartea pe care o citesc momentan este aceasta, Girl Online. Am luat-o în sfârșit, a apărut și la noi acum câteva luni. Este volumul al treilea pe cont propriu, dacă mă urmăriți de ceva timp. Știți că am citit primele două volume care mi-au plăcut foarte mult. Asta momentan, la început nu prea mi-a plăcut, ca să zic așa, dar acum începe să pară, să zicem, cât de cât interesant. Aici este, de fapt, n-ar trebui să mai zic nimic, pentru că este volumul al treilea și nu vreau să dau spoiler nimănui, dar vă recomand primele două volume, pentru că mi se pare niște lecturi legere, mai potrivite pentru vară. Și asta, să vedem ce o să fie de capul, eu o să vă țin la curent. Pe urmă, de la editura Storia, aceasta am primit-o de la Bookfest, de la cei de la editura Storia, este Eliza și monștrii ei. Îmi place la nebunie coperta, arată super, am auzit o groază de lucruri despre această carte și în afară și la noi. Este o carte care se învârte în jurul depresiei și anxietății și toată chestia asta cu online, cu social media și așa mai departe. Se pare o carte foarte interesantă de citit și abia aștept să văd cum este descris aici depresia și anxietatea. Are o groază de
ilustrații. Tot de la Storia am Prințul Nemilos. Deci uitați-mă un pic la coperta asta. Arată superb. Foarte promițătoare această carte și abia aștept să o citesc. Pe urmă, tot de la Storia am Cuvinte în albastru intens, pe care am citit-o și am băgat-o și în favorite. Mi-a plăcut la nebunie. Este o poveste atât de drăguță și de ușurică și de romantică și de drăguță și mi-a plăcut foarte mult și asta vă recomand cu tot drag. Adică am și citit-o și pot să garantez pentru ea. Trebuie să o luați neapărat. Pe urmă, aici, hai să vi le arăt așa. Am cele trei cărți. Le-am terminat și pe acestea, mi se pare că v-am vorbit despre prima carte în ce am citit în ultimul timp și urmează să vorbesc despre celelalte, dar dacă mă urmăriți pe Instagram, v-am pus acolo că vă recomand cu mare drag seria, mi-a plăcut foarte mult. Este seria tuturor băieților pe care i-am iubit și apare și film în curând pe Netflix, abia aștept. Le-am citit pe toate trei, mi se pare niște cărți foarte drăguțe și ușurele și bune de citit vara și tare simpatice și romantice pe aici pe acolo, amuzante. Din câte am înțeles și astea și următoarea pe care vi le prezint nu mai sunt în stoc. Deci nu știu ce să vă zic, că m-am uitat și eu pe site-uri, trebuie pândite cărțile astea pentru că niciunul nu le-am găsit din prima pe toate. A trebuit să stau la pândă să văd când le fac stocul și așa mai departe. Fiți pe fază, dacă nu, încercați în librării pentru că acolo de obicei s-ar putea să aibă mai des, pentru că în ultimul timp lumea comandă online și nu mai merge în librării și eu fac același lucru. Deci da. Și pe urmă, cealaltă serie pe care tot așa v-am recomandat-o pe Instagram și v-am vorbit despre primul volum în cea mai citit în ultimul timp, este seria Alegerea. Atât de minunată această serie, am citit primele trei volume, urmează să o citesc și pe aceasta, abia aștept să văd cum se continuă seria. Sunt minunate, în primul rând, uitați un pic cum arată aceste cărți. Deci, cât de frumoase poate să fie. Mi se par minunate și chiar abia aștept să continui seria. Din câte am înțeles mai este încă un volum, dar este apărut în engleză la noi, încă n-a apărut pentru că acesta este proaspăt ieșit la noi. Pe urmă am Etajul 1000. Când am văzut cartea asta, primul gând mi-a zburat la Gossip Girl. Este vorba despre o poveste care se desfășoară în Manhattan în 2118, adică peste 100 de ani, la 100 de ani în viitor. New Yorkul este un oraș al inovațiilor și al viselor. Toată lumea își dorește ceva și toată lumea are ceva de pierdut. Într-o lume sofisticată și deportând de lux, printre inovații tehnologice care pur și simplu îți taie răsuflarea, 5 adolescenți se luptă să-și găsească locul în vârful lumii, dar când ajunge atât de sus, nu ai unde să mergi decât în jos. Mi s-a părut interesant subiectul și abia aștept să citesc, plus că îmi place coperta și plus că mi-a amintit de posibilă. Pe urmă, Prințesa de Hârtie, încă o carte pe care o vreau de foarte mult timp. Au apărut și următoarele două volume, Prințul de Hârtie și am uitat cum se cheamă al treilea volum. Eu încă nu m-am apucat de acest volum, dar abia aștept. Deci toată lumea o laudă, toată lumea laudă această carte. Deci avem așa, bani, excese, secrete. Intră în lumea familiei Royal. Ella Harper e o supraviețuitoare, o optimistă, pragmatică. Viața ei n-a fost ușoară, s-a tot mutat din oraș în oraș împreună cu mama sa, chinuindu se să facă rost de bani, sperând că într-o zi o să scape de sărăcie. Dar mama ei a murit, iar Ella a rămas singură pe lume. Tocmai au căzut niște cărți. Acum îl cunoaște pe Callum Royal, un om de afaceri multimilionar și viața ei se schimbă, are parte de lux și bogăție, totuși ceva ciudat se întâmplă în casa familiei Royal. Cei 5 băieți al lui Callum, toți irezistibili, ascund un secret. Descrierea continuă și da, abia aștept să citesc. Îmi plac foarte mult și cărțile de la editura 3, sunt o groază de cărți de la editura 3 pe care le vreau, cu atâtea subiecte interesante, că veni vorba, ultima carte, tot de la editura 3. Asta este o carte în genul cărții Fata din Tren, asta se cheamă Fata din Gheață. Este o carte despre, mă rog, începe cu o crimă, că n-a Fata din Gheață, dar continuă cu mai multe crime și este un, cum ziceam înainte să mă întrerupă, este o carte care e un pic mai detaliată în ale crimei, ca să zic așa, și e plină de mister, nu știu, are unele faze, unele descrieri care pe mine m-au șocat și mi-au s-a dat și niște imagini groaznice, cel puțin la faza cu autopsiile cadavrelor. Nu prea m-am înnebunit eu după asta, dar în rest mi-a luat foarte mult. A fost o carte pe care am citit-o foarte repede pentru că pur și simplu nu puteam să luam timp în mână. Deci dacă aș fi avut timp într-o zi, aș fi terminat-o într-o zi. Dar am citit-o în două zile, mi se pare, da. Și efectiv într-o seară asta până la 4 dimineața, pentru că nu puteam să o las din mână. Vreau să văd, hai să văd, care e criminalul, care e criminalul. Bineînțeles,
Nici nu mi-a trecut prin cap că acela era criminalul. M-am gândit la vreo două personaje, dar care n-aveau nicio treabă. Absolut nicio treabă n-au avut cu aceste crime, de fapt că este o serie de crime. Foarte bună, mi-a plăcut la nebunie și vă recomand. Am acces toate cărțile, mă uitam în bibliotecă să văd dacă mai e ceva, dar nu. Voi ce ați mai cumpărat în ultimul timp? Ce cărți ați mai cumpărat? Ce ați mai citit? Lăsați-mi în comentarii. Spuneți-mi dacă ați citit ceva din ce m-am arătat eu astăzi aici. Dacă v-a plăcut, dacă nu, dar fără să-mi dați spoilere și așa. Da, cam atât pentru astăzi. Nu uitați să dați un like dacă v-a plăcut, să mă căutați pe Instagram, vă las aici Instagram-ul. Apropo, ne-am strâns 5.000 de followeri pe Instagram și vreau să vă mulțumesc din tot sufletul și vreau să vă mulțumesc și pentru toate mesajele pe care mi le lăsați. În ultimul timp am răspuns foarte greu la mesaje și încă am de răspuns la o groază de comentarii, dar efectiv nu am avut timp. Dar promit când o să liniștesc toate lucrurile, o să răspund la toate mesajele și la toate comentariile, pentru că mi-este foarte drag să comunic cu voi. Cam atât, dacă aveți recomandări, spuneți-mi în comentarii, aștept părerile voastre. Nu uitați să vă abonați dacă n-ați făcut-o până acum și noi ne vedem data viitoare cu un clip nou. Vă pup! Pa!